31 octombrie este data limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea tichetului social. Este vorba despre programul de asistență socială prin care slătinenii cu venituri mici, precum și persoanele cu handicap grav sau accentuat, vor primi de Crăciun și de Paște câte un tichet în valoare de 100 de lei. Pentru tichetele sociale avem înregistrate până ieri, la ultima oră a programului, 4022 de cereri. Încă nu este finalul înregistrărilor, pentru că până la sfârșitul lunii noi așteptăm ca beneficiarii să vină să solicite acest drept pe care l-au. Cererile pentru acordarea tichetelor sociale se vor depune la unul din următoarele centre deschise în oraș. Primăria Slatina, pe strada Mihail Cogălnicianu, numărul 1, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat din strada Unirii, la Direcția Economică din strada Toamnei, Direcția pentru Protecție și Asistență Socială din strada Frații Buzești, Clubul Pensionarilor de pe strada Victoriei, Centrul de Îngrijire și Igienă Corporală din strada Nicolae Bălcescu, Centrul Complex Servicii pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie din Progresul, strada Centura Basarabilor, la sediul companiei de apă Olt din strada Artileriei și la casierile CAO aflate pe strada Textilistului și pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Cei care beneficiază de aceste etichete pot cumpăra o gamă variată de produse. La dorința dumnealor, etichetele pot fi folosite pentru procurarea de produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte, produse farmaceutice, produse de curățenie și îngrijire a locuinței sau îngrijire personală. Acordarea tichetelor se va face pe bază de cerere scrisă, însoțită de următoarele documente: cupon sau decizie de pensie, act de identitate și documente din care să rezulte apartenența la categoria persoanelor cu dizabilități.